Armata rusă continuă să înainteze în zona orașului Bahmut, care în curând ar putea rămâne cu doar o linie majoră de aprovizionare. Forțele ruse au mai ocupat o localitate strategică și continuă eforturile de încercuire a orașului. În paralel, se dau lupte intense și în regiunea Luhansk, unde Rusia a inițiat o ofensivă săptămâna trecută. Este tot mai disperată situația forțelor ucrainiene situate în orașul Bahmut din estul Ucrainei sau în localitățile din jur. Pe parcursul weekendului, forțele ruse au atacat și în cele din urmă au ocupat localitatea Krasnahora. Aceasta se află chiar la nord de Bahmut, în apropiere de una dintre principalele rute de aprovizionare. La scurt timp de la ocuparea localității, câțiva membri ai grupării Wagner s-au lăudat pe rețelele de socializare. Занимаем позиции Красная горка. Вот что заняли уже тут. Grupul Wagner atacă orașul Bahmut de peste 6 luni, timp în care, potrivit estimărilor, au pierdut cea mai mare parte a soldaților. Lupte intense se dau și în regiunea Lugansk, mai ales în jurul localității Kremina, pe care armata rusă a atacat-o de numai puțin de 23 de ori în doar 24 de ore. Între timp, Ucraina susține că a obținut dovezi scrise, potrivit cărora dronele iraniene folosite de armata rusă ar fi de fapt operate de mercenari curzi și nu iranieni. În orașul Mariupol, Rusia a demarat planurile de construire a unei noi baze militare navale care să deservească cea mai rămas din flota de la Marea Neagră.